Salutare, bă, băieți, și bine v-am găsit la o nouă partidă de pescuit marca Coinacu. Băieții mei, despachetează aici. Mi-am uitat GoPro-ul la casă. Bine v-am găsit la o nouă partidă de pescuit pe lacul Tâncăbești 2. M-am băgat aici, dar cred că diseară facem party. Astăzi este o zi istorică, este ziua lui Bebe, piratul. El, nu el, celălalt Bebe, că sunt doi de Bebe. Ăsta altul. Ia uitați-vă față în el. Ce, mă, de ești așa supărat? Bă, nimica n-ai făcut, mă. N-a făcut el nimica. Vă salut. Ce scaun? Lasă-l dacă vrei. O nouă partidă de pescuit. De data aceasta suntem pe lacul Tâncăbești 2, stand C37. Băga mea. Să și mâine. Suntem pe standul C37, se știe că aici e pește mare. Urmează să ne instalăm, de data asta gata, nu vă mai arătăm echipamente, nu vă mai arătăm, dragi lagi. Vorbim pe parcurs, let's go! Și a venit și copilul ăsta să vezi ce bătăie trag eu, copilul ăsta. Că, nu mai gata, cât l-am avut eu la suflet, nu mai e la sufletul meu. Pe lângă că nu face nimic, știe, numai da și vezi ce-l sparg eu, că și filmează prost. Like, subscribe, follow pe Instagram, lacul oficial. Ne vedem cu primul pește. Să înceapă partida. 2. De ce sunt? 8:13 dimineața. Vreau să vă povestesc în felul următor. Ne-am trezit la 3. La 4 și ceva am plecat. La 5:20 am ajuns aici. La 6 se deschide balta. Erau barierele puse. Am așteptat ce dracu să faci. După care, mamă, ce fel face așa. După care, când a deschis, eu mă bazam să iau bile de aici. Eu acum am început să pescui. Prima oară când pescuiesc pe motor elicopter. E cam așa, am un feeling de ăsta prost, că nu prea iau eu pește, pentru că trebuie să nădez bine acolo. Iar eu cum dau eu stânga-dreapta, n-am treabă de nimeni. Dau cu pombul 5 metri în stânga, eu bag elicopterul 5 metri în dreapta. Să poate peștele, chiar ia și vine și el, să înfinge și el în aia, cine știe. Mă rog, am pus pombul pe fiecare lansete, am două lansete de aruncat, ele sopcauri cu o lansetă de plantat, pe care o știți și manual al meu. Le-am băgat după indicațiile la băieții de pe baltă. Cam doare ceafa, cred că de la tensiune m-a luat. Că ceafa mă doare de la tensiune. Și am băgat bile de 20, 3 bile de 20, pe fiecare câte o bilă. Mă întorc elicopter, am dat câte 4 spomburi, 5 spomburi, 3 cu alună tigrată, 2 cu boilesuri. Nu prea am foarte multe boilesuri după mine și nici Gabi nu mai are la recepție pe aici. Așa că le-am băgat în apă și acum așteptăm. O să fac eu niște monturi, că vreau să încerc niște chestii noi. Alună tigrată, să forez în ea, să bag plută, să stea în sus. Să vedem, o să fac niște monturi, de-alea vreau și vouă. Am zis să încerc și niște boilesuri de-astea spicy, de-astea de 28, nu de 28, de 24, Frankfurter spicy. Nu prea am eu rigurile atât de mari, aia e faza. Da, fac rigul pe baltă, nu e nicio problemă, că am învățat să le fac. Facem și un snowman, o bag să iau un urofen și revenim, sper, cu pește. Dați like, comentariu și share! Nici nu știu cum să vă zic. Da, am o supărare în suflet, e aproape 7, nu, e 6 seara. Și noi am avut numai țancuri, bă, frate, numai țancuri. Numai țâc-țâc, numai țâc-țâc, nimic. Suntem 3 pescari pe toată balta, frate. Iar eu n-am luat nimic. Eu nu știu despre cum sunteți voi, dar vă zic așa, eu personal, eu la pește, dacă n-am luat nimic 6 ore, 7 ore, 8 ore, 10 ore, 12 ore, eu sunt demoralizat, de zici că a picat cerul pe mine. Nu știu, nu vrea, bă, frate, nimic, orice am făcut n-a mers bine. Am și sondat, prima oară eram un pic în mâl. Am încercat niște chestii, după care am sondat și am prins două porțiuni unde e ciment pe jos, ca lume. Nimic. Acum mă pregătesc. Și mi-a venit o idee pe asta din dreapta, am puneam bag-ul, să scot asta de bag și să pun un ronirig pe elicopter, frate, că n-am ce să mai fac altceva, să ridice un pic un pop-up. Încercăm. Mi-a venit cobra, dau și cu cobra, să vă arăt și vouă, nu știu, dar sunt demoralizat așa de tot. Mi-a venit și cobra, o să încerc să fac un ronirig, să vedem ce fac acum. Am încercat tot ce să puteam în cațișgura ta.
aproape tot. Băga și un monitor de urgență și după aproape 20 de ore, să zicem, de pescuit, am luat o plătică. S-a înțepat, nici n-am scuit, știu. A avut un țuuu și pe aia a lăsat tăier. Și pe ce credeți, mă, mâncați? Bilă de 16 cu porumb flotant în capul lui, în tamontura. Și intra plăticani. Unde e pește mic, poate vine și pește mare, cine știe. Câte ceasul, mă, e 11 a doua zi? Doamne! Doamne, primul pește în 20 ceva de ore. Mai doamne! Ia și mie telefonul meu, îl deblochez, bebe. Lasă că până la micioghie. Ia telefonul meu și fă și mie un TikTok. Filmez portret, intri în cameră direct și îmi filmez portret. Și vii pe lângă mine, așa. El pe dreapta cu telefonul, tu pe stânga cu camera. Bă, da, asta să ducem colo, mă. Hai, bebe, hai, vino încoace. Ia vino încoace cu camera, mă, să vezi cum ia asta fir. Hai, bebe, și tu, vino încoa. Dă-te tu mai încolo. Primul drill, tată, primul pește. Nici nu știu ce să fac, că mă bucur, sunt așa de mamă. Știi, să bem un suc de noroc din puțin. Da, așa, că vreau să nu se bage sub aia altă. A, nu o să bagă ăsta neam. Când îmi ia fir să vin cu acel lângă mine, să vadă frumos pe tambur. Ui, ce trage de aia. Are două chile. Două chile. Bă. Măi, bebic. Ce face, bă, cu ăsta? Că trage de ea, mă, mâncaia și bărița. Dar ce ram frumos am avut, ai văzut? Dar așa că se bagă peste alalt. Mai doamne! Băi, doamne, doamne, răcorește-mi astăzi inima, mai doamne, mai doamne. Ce? Păi ăsta e mare, mă, ăsta are 10 kg plus. Ascultă-mă ce spun eu ție. Să duce sub aia l-altă. Trecut deja în partea salt. Nici nu vreau să trag tare de el, să nu scap, să nici nu știu cum să fac. Ia auzi cum s-aude, pe fir. Bă, frate. S-a băgat iar, mă, să moară, mă, să după aia.
criză, măsuri de criză. Vino, bebe, mai încoace tu lângă mine. Da. Și tu, Vlăduț, la fel? Nu se mai bagă, că a trecut. Frică să trag de el, bă, frate, de-aia nu strâng frâna la maxim. Ia uite-l, mă, ce face, ia uite-l, mă, ce face. Bebe, dacă mi-ajută Dumnezeu și-l scot pe ăsta, o să faci poze cu el și tu. Dar nu obosește, mă, să mă rămas. E care pe care, frate. Îl vezi? Aici. Îi dau apă, hau, aer. Pula mea. Stai, 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 nu-l speria. Trage un pic minciocul de sub tine dacă se bagă. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Stai. Hai. Ia zi, bebe. Ia zi, bebe. Cât are ăsta? De filmare iar, bebe. Mai mama mea, la ce a venit băbecul meu? Uite, uite biluca mea. Ce să mai plece ăsta, mă, dai ce ești nebun la cap. Putu tata gurița lui. Mamă, uite cum a intrat cârligul cu totul. A păpat ca lumea, mă. Ai. Oi, 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 oi. Că ești coiul lui. Are 3 kg bebe ăsta. Cât ți-am zis eu care? Cât ți-am zis eu care? Că ți-i scuitele tale. Face și proba cântarului, imediat vine. Dă-i cu apă, tată. Mergem acasă. Da, mergem pe mătă. Haide, că acum apărui partida. Slingul știm deja, un jumătate mare, două. Stai, mă, de băiatul. Opa, așa. Ai, ai, ai. Stai așa, las-o jos. Bagi ăsta sub el, hai. Cum e, mă? Dar fă și mie poze. Am văzut la butuliță aici. A văzut că mai are un pic. Ești pe chine, este. Haide. Băi,
Fii atent cum testezi, i-ai dat drumul la prână? Da. Păi poate să ia fier, nu poate să ia fier. Ia de, poate să ia fier, acum poate să ia. Hai, mulinești, tragi. E prea mult atunci. Un pic. Hai. Hai, mulinează și trage. Când mulinezi la jos, mulinează și acum doar tragi, fără. E un cramă. Dar cum a fost ăsta agățat în ea? Eu am să le scoatem, mă, mâncații jurată la mișto, așa, ca să le mai aruncăm iar. Ia uite-l! Ia uite-l, bă, băiatule, bă! Vezi că nu e fraier nici ăsta. Eu ți-am zis că trage bine de aia. Dar cum de nu s-a mișcat de acolo, frate, a încremenit omul peștele de frică? Aia mă gândesc eu. Ce vezi că are câteva chile și ăsta? Da. Deci imediat. Da. Ușor, cu așa un ajutor. Mr. Propor! Mi-a intrat pe patul de nad. Oh, vezi că nu e fraier nici ăsta. Se la Shimano tribalul ăsta. Am ce motură bine făcută. Am luat. Are și de 5 acolo. Ah. 670 kg, ce ți-a zis? Să-l țin și eu pe ăsta. Du-te, tati, cum eu! Fugi, mânzule, fugi! Doi pești în 5 minute, după 24 de ore în care n-am prins nimic. Incredibil, minim 24 de ore. Incredibil! Dragi prieteni, știu că bate vântul. A, cine... Idolul meu... eu sunt idolul meu. Mie îmi place cel mai mult de mine. Haide că filmez, te pup! Stai că te sun după, hai! Am un pic
Închide, închide repede. Închide, mă, să nu apuce să zică, futu-te în gură, te fut. Mamă, bebe. Când ți-o bagă pe asta, nu e bine. Este ora 12, a intrat pe patul de nad, am dat cu tot ce se putea, cu alună tigrată, cu boilesul, cu cobră, cu spombo, am dat și cu curent, cu azot, mă rog, așa. A intrat încă unul să-mi ia lanseta, a intrat în rand, e pe bag. Da, eu zic că ăsta are undeva la 6 kg, că e pe bag, acum mic, nu trag tare de el, că nu știu dacă e ca lumea făcut. Și vă zic în felul următor, abia început partida, după 27 de ore, 3 pești într-o oră, tăticule. Țineți-vă bine și să-mi dați follow pe contul ăsta. Vezi că nu mai e așa de mic. Dar are cârligul mic. Și nu, de-aia nu trag tare de el. Mamă, dar ai văzut cum a plecat în rand direct? Vum! Îl vezi? E aici aproape. Acolo te uiți după el. Oooo, vagabontule. Tot prăpșcanță fie? Da. Păi nu intră, nu știu dacă intră tenul aici. Nu se știe. Op, 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 op. Ia uite cum vine cu acea. Stai așa un pic, bebe. Ia vezi că vrea să vină sus. Nu știu ce cârlig are mă ăsta și de-aia. Da, mă, să mă rămas. Și are cârligul mic 100%. Hai. Ala-i tat. Și-a fi atent aici. Mulinez eu un pic, nu niciodată așa. Că rupi. După ce l-ai băgat, uite așa, bebe. Îl faci așa și vii de aici, de jos, și de astea două. Stânga dreapta, hai. Aia zic. Ce faci, mă? Nu poți? Ba da. Hai că nu mai e așa mic, băiatul meu, a? Să-i scot eu ăsta. Așa. Bun. Tai ca te așa un pic. Așa. Dă un pic cu apă, nu? E o bierea lui tăticu. Zi când ești, bun, zi da. Vine și o glinjoare de-astea frumoase, mă, tate, mă. De-abia a început partida, tată. 27 de ore de nădit, de așteptat, de nervi, de baftă. Țineți aproape, dați subscribe, dați subscribe, bă, dați subscribe. Ehe. Eu am zis 7 din prima. Dar sare de 7. Ăla altul a avut 6.70, deci 5 kg și un pic. Stai să blocheze. Face el țâc, gata. 9.23. 7.40, 7.50. Cum? Să-l ții puțin la cameră, să o pupe, știi ce zic? Să fac așa la cameră. Mamă, știu că te doare, că i-am rupt gura. Perfect. Bebe!
Da, mă, n-a venit. A plecat, da, nu, cu o eliberare corectă la un bibănel, la sălbatic. Așa, acum folosim chestia asta. Asta nu e una nouă, e făcută aici, dacă vedeți. Asta se numește cobră. În momentul în care, vă explic și eu ce am învățat și eu, da? În momentul în care, de exemplu, la concurs, vorbim de concurs, nu ai voie cu vaporaj, nu te duci cu barca, nu nimica, dai cu spumbul, mă rog, și într-o partidă normală. Dacă dai pe montură elicopter, cum dau eu, nu duci cu vaporaj. Cu vaporajul, tată, mă ierte Dumnezeu, am și-o vaporaj acasă, am dat. Ăla, nu știu, e 90% șanse să prinzi, dacă ai pește acolo, prinzi. De ce? Că ai dus două dată sau una, unii duc una, și dai două cuve de alea mari de mâncare. Păi aia, montura aia are pe ea acolo. În schimb, la elicopter, dai eclipsat, da? Sau neeclipsat. Dai cu spomb. Duci niște alună tigrată sau cum am dus noi, sau niște bile, niște boilesuri. Da? Astea sunt micuți oricum pentru cobra asta. Dar, în momentul în care ai dus alea, bagi elicopterul. Ai o bilă pe el, da? Mai 3-4 bile în plus, dacă pui un săculeț, dar nu îți ia din... când pui săculețul nu mai poți să mai arunci tare, etc. Ai nevoie de o cobră. Ce face cobra asta? Asta te ajută pe tine să arunci bile, să faci ca un par de nadă. Și asta facem noi, nădim acum. Foarte important. O uzi, bagi bile aici, astea sunt bile de 20. Asta e pentru 24. Dar cu cobra de 24 poți să dai și cu bile de 20 și cu 24. Cu cobra de 20 dai cu 20, doar nu poți să dai cu 24. Și acum ne apucăm și aruncăm cât de bine putem noi, cam unde am băgat noi lansetele. De ce? Ca să vină peștele, pac, 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 să stea pe patul nostru de nadă. Nu trebuie să fim doar într-un loc. Precizez că e prima oară când folosesc așa ceva și asta mi-a dat-o Saiu. Te pup, Saiu, mulțumesc frumos. Da? Din ce am observat eu, așa merge cel mai bine tehnica asta. Am băgat-o până aici jos, duc pe spate, când începe să curgă un pic spre față, o arunc. Adică așa. Aveți? Păc, și faci ca un padănadă. Și acum ne apucăm să dăm. I-am dat eu mai devreme un kil și ceva de boilesuri. Unu și un sfert ceasul. Tot pe bag, tot în dreapta, după ce am aruncat una în copac. Am pierdut un bag cu plumb cu tot, s-a rupt de la firul înaintaș. Avem iar drill pe bag. Acu mic, nu tragem tare de el, cel puțin așa vreau. Am pești pe mal, așa că o să trag un pic de ăsta, pentru că știu că e acu mic. Sunt bagurile făcute de la partida trecută, rămase de la Dănuț, băiatul care face baguri, dacă vreți să vă cumpărați și voi, v-am spus. Îl găsiți în descriere. O să-l pun și acum în descriere Instagramul lui, scrieți la băiat acolo, salut, aș vrea și o comandă de baguri, vorbiți toate informațiile cu el. Pe lanseta asta de plantată eu arunc de mână cu ea. Așteptăm să aducem peștele pe mal și nu vă mai plictisesc cu tot drillul, vă plictisesc direct cu peștele în saltea. O ciortănică pe bagurile de la Dănuțu. O să observați diferență că bagurile de la el are acu mic și after-ul sau pop-up-ul cu ce le face el tot la fel. Uite, nu s-a topit bine, uite. Bun. Da? Trebuie să punem lanseta deoparte. O ciortănică, pe la vreo 3 kg. Au ce înfoiat e. Au ce înfoiat e. Stai. A venit o licamică, mă. Faci poză? Da. Facem poză, le arătăm și pe story-uri. Exact ce ziceam. 4,5 kg cu slingul 3 kg. Ăsta ajunge la mama Kiva, mama Kiva. Așa că o să luăm un sac de păstrărică.
Bună uși, bă! Bună uși! Să luăm un sac de păstrărică. Punem pe domnul Vlădu să ne ajute. Mamă. Tu n-ai, bă, buzunare? Nu. Și ăsta intră la păstrare. Ia uite ce am foiat. Vrei să nu dea cu capul de pământ. Așa. Te duci și la găștul de ăla, uite, de ăla de fier. Sau de ăla de la C37 cel mai bine. Por. Like, subscribe. Tocmai ce ne pregăteam să strângem de departe la termopate mântul. Tocmai ce am strâns jumătate din lucruri și am strâns minciocul. Și zice ăsta micu, și dacă trage peștele, zic, e, unde mai trage peștele acum? Și intra peștan. Dar avem minciocul făcut. Dar nu-i problemă, că îi pune pe băie să... Ia, uite-l pe bebe, ia. Hai, uscatul. E până tensiune, trebuie să-i faci la capăt, hau. Trebuie să-i pregătești alea la capăt. Ia zi, bebe, scoți cu ăla desfăcut așa, să mor eu. Aruncă-te după el în apă. Ia, mă, ia, fiți atenți aici, bebe la mincioc. Mincioc nefăcut. Aia vreau să văd, aia vreau să văd. Extrem. Oricum e certan, 4-5 kg maxim. Uite-l, ia uite-l. Vezi că fix între ele ți-l aduc. Aici. Ce vâran frumos, bă, băiatule, bă. Bagă aer în gură. La ta. Hai, mă, bagă și tu. Păi. Ei, ei, ce faci, mă? L-ai luat, mă? Bebe o să-i facă prezentarea la asta. Hai, bebe. Frumos, îl pui acolo. Hai, scoate-i băra din gură. Vezi că nu e așa, micuț. Știi ce zic? Scoate-a cu frumos din guriță. Așa. Ce-i facem următoarea pasă? Scoți ăla de sub el, miciocu. Așa, minciocul pui la locul lui. Îl iei frumos. Haide, o mână acolo, o mână acolo. Hai, ține de el, mă! Ține, mă, de el, mă! Hai, mă, că-i nărăvaș, mă, și alunecă. Ține, mă, de el, bebicule. Alunecos, mă. Haide. Frumos. Ține calumea, mă, în față la cameră. Frumos, tată. Fule-l calumea la cameră, ia. Ia, mă, da. Vrei să-l cântărești? Care 3 kg? Care 3 kg? Ăsta are 4. Aaaa, 4 kg. 4 kg. 3,90, cam așa. Filmează aici ca lumea, tată! Bagă-n ăsta aici, în guriță lui. Wow! My God, Jesus Christ! Uite-mă, tată, doar atât trebuia să-i faci. Iată. Nu trebuia să-i mai dai așa odată. Așadar și prin urmare, Griceavior, cum mers pe mare. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Eu am fost Conacul pe lacul Tâncăbești 2, standul C37. Aceasta a fost partida mea. Mă ajută super mult dacă mi oferiți un subscribe, un like și un follow pe Instagram, măcar un comentariu. Vă salut, prieteni, și ne vedem la următorul vlog împreună. Salutare!